Hello, dragilor! Astăzi vom face arcul de triumf. Pentru că este ziua națională a României, m-am gândit să facem un arc de triumf. Și avem așa o coală pe care o pliem pe orizontală, exact pe mijloc, și o vom rupe. O vom rupe! Sau o tăiem cu foarfeca. Bun. V-am solicitat la început și o riglă cu care ne vom nota 9 cm. Deci dăm semn de 9 cm într-o parte. 9 cm. 9 cm și în cealaltă parte. Aici rugați părinții. Trasăm o linie care unește cele două puncte, să fie paralelă cu cealaltă. În partea aceasta, la fel, dăm cota de 9 cm. Tot 9 cm. Și jos, tot 9 cm. Le unim. Le unim pe amândouă. Și rugați aici, la cu centimetri, să... Între... Trebuie să avem distanța de 11 cm și jumătate. La centimetri să rugați părinții. Ce trebuie făcut? Întoarcem invers foaia. Pliem cam o jumătate de centimetru, dacă nu chiar un centimetru. Da? Întoarcem. Procedăm la fel în partea cealaltă. Puteți să faceți ce desene doriți voi. Pe cele orice două desene, fețe. Acum doar desenează așa. Te facem o poartă de acces. Hai să facem și așa, cu toate culorile României. Te rog frumos. Întoarcem cu fața în sus, da? Cu cele două aripioare. Două aripioare. Și vom plia în așa fel încât să vină fix pe linia desenată. Da? Avem două linii desenate. Același lucru procedăm și cu partea cealaltă. Da? Partea cealaltă. Bun. Arcul de triumf este specific tuturor țărilor, deci nu e ceva strict românesc. Bun. Da. Acum vom lua foarfeca și vom tăia până la acest semn. În cele patru părți. Adică aici, aici, aici și aici. Da, în cele patru părți. Prima parte e aproape gata. Întindem, vom plia marginile laterale și vom da cu lipici strict în colț. Da? De strict pe colțuri. Pe colțurile de la aripioarele închise. În cele patru părți. Adică aici, aici, aici și aici. Bun. Le vom aduce în unghi de 90 de grade. Da? Da. Și presăm bine, bine de tot, până când e aspectul unei mese. Da? Unei mese. Eu am avut grijă să pun această margine la exterior. O să vedeți și de ce. Da? Bun. Ia să vedem noi cât are marginea aceasta. Marginea aceasta are 10 cm și jumătate. Haideți să nu folosim linia. Voi lua o foaie nouă, a doua foaie, și voi da limita de 11 cm și jumătate. Limita de 11 cm și jumătate. Aici rugați părinții, pentru că nici eu nu m-am descurcat fără părinte. Da? Și cine te-a ajutat pe tine, Eli?
tati. Tati? A vrut tati să stea cu tine? Da. Da? Și m-a ajutat la centimetri pentru că eu nu știu la centimetri. Nu știi? Dar de ce nu știi? Pentru că e un pic mai greuț. Da? Da. Pentru cei obținem, mai mari. Ținem cota de la 0 și mergem până la 11 și jumătate. Și am greșit aici. De la 0. Mami, am greșit un pic. Da, nu contează. Te rog frumos, permiți? Ștergeam. Mulțumesc. Noi lucrăm la 4 mâini, dacă nu ați înțeles. Bun. Lucrează cumva la 2 mâini. Vom plia fix pe linie. Ca să avem cei 11 cm și jumătate. Da? Cei 11 cm și jumătate. Jumătate, ca să înțelegeți așa. Da. Rupem. Rupem sau tăiem. Dacă nu ne descurcăm la rupt, că partea aceasta mare o îndepărtăm, rămânem cu partea îngustă, pe care o pliem pe din două. Da? Și după ce am pliat, luăm rigla și dăm cota de 9. Aici rugați părinții, că nici eu nu m-am descurcat. Da? Da. Dar dacă avem de-a face cu copilași mai mari, de 7 ani, cred că putem să-i lăsăm și singuri, da. Nu? Da, da, nu da. Trebuie neapărat să-i roage pe părinți. La rupt, dacă sunt mai micuți, folosesc foarfe ca să-l rugați un părinte. La cei mai mari, cred că se descurcă la rupt, că sunt cam mari. Așa. Luăm foarfe ca și îndepărtăm surplusul de la 9 cm. Aici puteți și singuri, cred că e ușor. Da? Super. Ei, ce vom face noi acum? Va fi să înjumătățim aceste foi. Și ce trebuie avut grijă? Am rupt aici, exact, exact așa le pliem. Rupt și, sau tăiat? Și aici avem o latură mai mare, cea de 11 cm jumate, aici pe cea de 9. Voi plia una peste alta, părțile de 9 cm. Le voi întoarce cu spatele la mine. Și vom lua foarfeca ca și vom decupa. Voi decupa cu foarfeca. Și apoi, după ce ați făcut puțin drept, vă înclinați. Pentru a realiza o... O... poartă. O poartă. Desigur și aici, puteți să desenați, da? Orice doriți voi. Ok? Bun, și luăm lipiciul și vom da cu lipici de jur împrejur. Dăm cu lipici de jur împrejur. Așa. Vi să bagi la cuptorelii? Nu? Bine. Facem același lucru și cu a doua poartă. Elisa a supărat. Îi trece. Și luăm așa. Am glumit. Noi am spus că luăm poarta și o băgăm la cuptor, pentru că acest spațiu arată ca un cuptor. Da? Și lipim. Pliem un pic și lipim. Da? După care întoarcem minunatul cuptor. Da? Și vom băga și a doua tabă la cuptor. Da? Și pliem și aici. Se pot atașa și alte decorațiuni.
Uitați așa, ne ajutăm cu mâna și pliem direct. Da? Ce decoracțiuni putem să facem? Ne calculăm cu regla 11 cm și jumătate, chiar 12, să treacă puțin. Da? De 11 și jumătate, uite așa. Și după aia încă 9. Da? Și chiar așa să treacă puțin. Bine? Același lucru și în partea asta altă. 11 cm și jumătate, chiar 12. Și 9. Bun. Vom trasa aici o linie de ghidaj. Așa. Această linie vom rupe pe ea. Și vom plia în jurul acestor. Așa. În jurul acestor semne. Da. Acest lucru nu l-am făcut cu copilașii mei la curs. Este o surpriză pe care vă arăt doar vă. Și probabil când or să vadă și ei, vor face și ei lucrurile acestea. Hai să vedem. Luăm foarfeca și vom face diverse forme. Bun. Aceste forme le rupem pe din două. Dar voi puteți să faceți orice vă doriți. Da? Și cum observați, avem o parte mai lungă și una mai scurtă. Și atunci, iată ce vom face. Vom da cu lipici partea aceasta de interior. Partea mai lungă o vom lipi pe exterior și mi-acoperă acea margine. Mă ajut cu mânuța pe interior. Așa. Și îndepărtez surplusul. Același lucru, în același fel, voi proceda și cu cealaltă parte. Voi aplica lipici. Și am aplicat lipiciul greșit și atunci mă voi ajuta și ce voi face? Voi plia aici. Ne descurcăm, nu? Așa. Și îndepărtăm surplusul. Ei, și acum mai avem, uite, un pătrățel. Vedeți? Mai avem un pătrățel pe care îl vom rupe și îl vom împărți în trei.
același lucru. 1, 2, 3. Voi lua culorile și anume cu albastru voi colora prima parte, cea de aici. Așa. Și întorc și colorez și pe partea opusă cu albastru. Trecem și la galben. Și acum mai avem cu roșu și gata. Bun. Eli, vii să înfigi tu stegulețul în turn? Putem să-l înfășurăm și să-l lipim sau putem să-l înfigem. Da? Dacă îl înfigeți voi copii, trebuie să aveți grijă să nu vă înțepați. Se pot înțepa? Da. Și doare rău, nu? Da. Nu știi cum e, dar nici nu vrei să afli, nu? Da. Bun. Și îl înfigi tu pe domnul steguleț? Mm-hmm. Hai. Trebuie să țineți contra. Ia să facem un punct aici. Țin eu cu degețele. Vreau să fac un punct cu roșu ca să știu unde pun. Hai. Și eu țin cu degețelele de desubt și tu înfigi cu putere. Cu putere. Tare! Așa! Bravo! Doar că e cam mare steacul. N-are nimic. Un steac pe măsura turnului, da? Așa. Vă place? Ne-am mai făcut câteva la curs, dar îmi dai, te rog frumos, arcul tău de triumf sau arcul meu? Să le arătăm meu. Copiilor? Arcul Hai. Meu! Așa! Arcul tău de triumf nu are, în schimb, această bordură pe care am realizat-o noi Uite separat. Uite ce am făcut acum! Două inimioare! Ale cum sunt inimioarele? A lui mami și a lui tati. Da? Care ce fac mami și tati? Împreună se iubesc. Și au grijă de Eli? Da, și vreau să desenez încă o inimioară pe ei, care sunt eu, care mă iubesc cu ei. Da? Pentru că tu ești puișorul nostru, nu? Și noi te iubim. Da. La revedere. Gata. Și vă așteptăm. Nu uitați să vă abonați pe Comorile Elisabete! Pa, pa! Pa, pa! Așa, gata! O colecție de... La revedere!